Centrul de Creație a Elevilor din Anenii Noi a găzduit prima ediție a Festivalului Republican al Fanfarelor de Copii. Pe scena instituției au evoluat 6 fanfare cu 168 de participanți din raioanele țării, iar deliciul publicului spectator l-a constituit evoluția fanfarei Liceului de Muzică Ciprian Porumbescu din capitală. Vremea ploioasă de afară era cât pe ce să împiedice buna desfășurare a festivalului, însă se pare că cerurile au fost până la urmă binevoitoare și festivalul s-a desfășurat în condiții bune. Potrivit directorului Centrului de Creație a Elevilor, doamnei Lilia Oltu, Festivalul Fanfarelor de Copii se va desfășura și în anii următori la Anenii Noi. Octavian Zelinski de la Anenii Noi pentru Elita TV.